Astăzi, la Palatul Culturii Teodor Costescu, cu ocazia unei sărbători importante pentru toți românii, Sfinții Constantin și Elena, a fost organizată o expoziție inedită de artă plină de expresie și culoare. Picturile aparțin unui cunoscut artist mehedințean, Victor Lalu. Bună ziua și bine ați venit la Palatul Culturii! Vă mulțumesc în numele Palatului, al domnului manager general, scriitorul Sorin Vidan. Vă mulțumesc dumneavoastră mass media pentru că sunteți prezentă și fără dumneavoastră nu am putea pătrunde în casele severinenilor. Și lângă mine se află Victor Lalu, cunoscut artist plastic care revine la Palatul Culturii cu o nouă expoziție. Intitulată Vorbe din privire, expoziția artistului Victor Lalu a surprins astăzi publicul prezent la Palatul Culturii Teodor Costescu. Vernisajul a avut loc în sala Clubul Artelor, iar picturile expuse s-au jucat cu imaginația fiecărui privitor. Avem bucuria să avem astăzi, într-o zi specială, în ziua de Constantin și Elena, iată că este un dar pentru severineni. Artistul nostru de astăzi se numește Victor Lalu. Revine la Palatul Culturii cu o nouă expoziție, alt gen, în altă cromatică. Este un pictor al culorii, este un pictor în care veți descoperi un stil plin de intensitate și de mesaj, de simboluri. În această expoziție atrage atenția prin frumusețea feminină pe care vrea să o descopere în diferite ipostaze. Victor Lalu este un artist plastic care și-a descoperit originalitatea stilului, ajungând la o maturitate creativă de artist definit ce folosește imaginația ca pe un act eliberator creativ, element fundamental în artă. Vă spun că această expoziție este conceptul ultimilor 6 luni. Multă lume îmi zice că trăiesc într-o anumită naivitate, dar această naivitate eu o văd prin faptul că dragostea și iubirea sunt pentru mine sentimentele cele mai puternice și ele vor fi, sunt prezentate în lucrările mele. Noi întotdeauna iubim natura, iubim femeia, iubim locul unde muncim sau ce felul nostru, ce ne place, acel spirit care ne îndeamnă să facem sport, să facem pictură, să facem muzică, să facem, care intră în noi și se vede afară. Palatul Culturii Teodor Costescu, simbolul culturii mehedințene, va găzdui această expoziție timp de 15 zile, întrucât iubitorii artei să o poată vizita în sala Clubul Artelor.